Nimic pe dinți, că tocmai ce-am mâncat un croissant. A croissant! Astăzi începem un nou daily vlog și o să fie un daily vlog din ăla behind the scenes, dacă vreți voi, cu ce se întâmplă în spatele clipurilor mele și cu o zi de filmare banală, pentru că astăzi mi-am rezervat întreaga zi pentru filmat, este duminică. De regulă se întâmplă așa, ori este zi de lenevit la mine duminica și stau și citesc și nu fac absolut nimic și stau în vârful pătului cu Gemini lângă mine, ori filmez. Și astăzi este o zi de filmat, drept urmare am în total, stați să-mi iau agenda ca să vă zic și zic, cred că am vreo 6 clipuri de făcut astăzi. Acum, eu sunt un overachiever din ăla, știți, așa îmi place mie să pun foarte multe chestii, dar nu știu dacă voi reuși să fac 6 clipuri. Stau așa, că de bine ce m-am organizat, nu găsesc lista cu... Am una, două, trei, patru, unul l-am filmat în altă zi, am un clip de completat, care încă nu este gata. Așa. Sunt vreo 5. Fără ăla pe care l-am filmat deja. Sunt vreo 5 clipuri pe care ar trebui să le filmez astăzi. Nu știu dacă îmi vor ieși toate, dar măcar 2-3 dacă mi ies. Tot e bine ca să am ceva material în avans, pentru că urmează o perioadă mai aglomerată și să nu avem probleme de genul știți, astăzi nu avem clip because eu lene. Așa. Și m-am machiat, m-am aranjat. Să mai dau o dată cu peria prin păr, să mă schimb. Mi-am pus acolo, mi-am organizat setup-ul pentru două din clipuri, pentru că vor fi cu cărți și atunci mă voi folosi de setup-ul ăsta. Mi-a făcut un mini setup așa, trebuie să le aranjez. O să se trebuiască să schimb obiectivul pentru acele clipuri. Am zis să încep cu ele pentru că necesită toată această construcție, după care o voi dezasambla această construcție. În principiu nu pare mult, adică nu-ți ia. Mi-a luat vreo 10 minute să pun trepiedele, trepiedurile, care e pluralul la trepied? Trepiezi, pardon, tripozi. Și fundalul și cărțile să le aduc, dar se adaugă la machiat, la aranjat, la... Cum ziceam, am o listă cu clipuri pe care vreau să le filmez astăzi și sunt gândite. O parte din clipuri au și outline-uri. Ce înțeleg eu prin outline-uri înseamnă că notez în mare cam ce vreau să filmez sau ce vreau să spun și care sunt subiectele. Nu fac un script per se, adică nu o să mă apuc să scriu cuvânt cu cuvânt ce spun în clipuri, pentru că oricum nu sunt capabilă să citesc și să urmez un astfel de script, dar îmi place să am așa o vagă idee despre ce spun și este bine că așa nu mai fug și mie ideile în toate direcțiile și nu mă mai abat de la subiect și poate, Doamne ajută, reușesc să fac și un clip mai concis. Avem astăzi atât clipuri din alea, cum am zis, structurate, așa, cât și clipuri pentru care n-am făcut o structură neapărat, pentru că de multe ori am început să-mi intre în obicei, ca de cele mai multe ori. Îmi notez când vine vorba de clip de la recuzită, ce am de făcut, nu știu, ce am de spus, cum ziceam, outline-ul ăla, până la inclusiv rochia pe care vreau să o port în clipul respectiv sau ce voi purta, outfit-ul pe care îl voi purta și așa mai departe. Pentru că e bine să fiu cât mai organizat, pentru clipurile astea mă pregătesc deja de o săptămână și ceva.
ca să înțelegeți cam care e procesul, da? Deci nu s-a întâmplat ieri, nu s-a întâmplat peste noapte, ba din contră, unul din clipuri și am făcut scriptul acum vreo lună și ceva, dar zicem o săptămână pentru că l-am lăsat, l-am abandonat și acum l-am reluat. So, da, asta se întâmplă astăzi. Ce mai am de făcut acum să-l schimb? Cum ziceam, să mai dau cu peria prin păr, să aranjez un pic cărțile alea, că nu sunt acolo, le-am pus doar așa să vedem cum se văd cu obiectivul pus, ca să arate bine, să schimb obiectivul și să-i dau drumul la treabă. Este deja 10 și jumătate, ceea ce înseamnă că sunt puțin în urmă cu programul. Din fericire, astăzi este soare și am parte de lumină naturală, pentru că îmi place să filmez la lumină naturală, chiar dacă se întâmplă, știți, de cele mai multe ori să fie chestia aia cu norii, care mă calcă pe nervi, dar e mai bine să fie lumină naturală, because, yeah, lumina naturală rules. E mai ușor de editat, e mai ușor de controlat și așa mai departe, când vine vorba de editare. Cam atât pentru intro-ul ăsta, mă apuc efectiv de treabă ca să nu mai lungesc și vorbim mai încolo. Este 12:51. Yay! Filmat 2 din cele 4, 5, 10, 15 milioane de clipuri pe care vroiam să le fac. Mi-am desfăcut și un din ăsta pentru că nu mai puteam să vorbesc la un moment dat. Am vorbit atât de mult. Așa, o să iau o pauză de masă, cred. Sau văd ce mai fac și eventual, oricum s-a mutat lumina, așa cum nu mai am lumină bună în zona asta. Ar trebui să adun toată povestea asta, că am terminat cu ea, da, și să filmez acolo. Următoarele clipuri trebuie să le filmez de la colțul meu clasic. Dar soarele este fix deasupra casei și n-am lumina suficient de bună, deci așteptăm după ora 2 încolo. Așa că mai fac altceva între timp. So, ca să vedeți cât este de fun să filmezi. Thank you.
pare în spatele meu. Hello, my loves, ce faceți? Continuăm vlogul ăsta de o manioră în care nu mă așteptam. Urmează o porțiune în daily vlogul ăsta în care o să povestim puțin, sau mă rog, eu o să vă povestesc mai mult, așa că luați-vă ceva de băut, luați-vă ceva pe lângă voi, eu mi-am făcut o cafea, un frappe și hai să ascultați dacă vreți. Sunt o drama lama. Say what? Ca să recapitulăm, am filmat daily vlogul ăsta cu intenția de a vă lua cu mine așa, de a vă povesti cam ce se întâmplă în spatele clipurilor mele, nu știu ce. Am filmat prima parte, am zis că mă duc să mănânc, să iau o pauză, am luat pauză, am apucat să fac alte chestii prin curte, am mai filmat pe după masă, mi-am făcut unghiile în ziua aia, după care seara eram terminată, eram obosită și zic că hai că o să continui daily vlog în altă zi. Și numai bine că la câteva zile după ce am filmat bucata asta de daily vlog pe care voi ați văzut-o până acum, s-a întâmplat ceva foarte, foarte drăguț și foarte interesant, care îmi place la nebunie. Dacă sunteți cu mine pe Instagram, cred că știți deja, așa nume. Mi-a fost spart contul de Gmail, de Google, cel pe care aveam canalul vechi. Din fericire, nu canalul ăsta. Bănuiesc că interesul era pentru canalul ăla de YouTube. După cum cred că ați observat și voi, dacă mai sunteți abonați la canalul ăla vechi, au apărut niște clipuri care, să știți, că n-au fost postate de mine. Și interesul bănuiesc că era pentru canalul ăla care are mai mulți urmăritori. Ideea este că nu știu ce s-a întâmplat, nu știu cum, nu știu prin ce magie a universului s-a întâmplat povestea asta. Nu știu dacă am intrat eu pe un site clonat. Nu știu dacă am instalat vreo aplicație, pentru că recent a trebuit să-mi reinstalez Windows-ul la laptop și a fost nevoie să tot intru să caut drivere, să caut programe, să dau update-uri, să nu știu ce. Și nu știu dacă unul din site-urile pe care am intrat a fost clonat. Nu știu dacă am instalat o aplicație sau un program care era clonat. Nu știu dacă pur și simplu cineva mi-a găsit mail-ul și a zis hai să îi sparge Nicoletei contul. Cert este că m-am trezit cu contul spart acum câteva zile. Cu o seară înainte primeam mesaje de la Google în disperare pe telefon cu codurile alea de autentificare. Nu știu dacă știți, dar dacă aveți setată chestia aia cu verificare în doi pași la Google, după ce te autentifici pe Google și îți bagi parola, îți trimite un cod pe telefon. Ceea ce eu aveam deja făcut, aveam chestia aia în doi pași, că toată lumea spune, da, să spui verificare în doi pași, o aveam deja pusă, nu asta a fost problema, au reușit să treacă și de verificare în doi pași, deja nu mai este o problemă asta pentru cei care se îndeletnicesc cu chestia asta. Cu o seară înainte de a observa eu că mi s-a spart contul, am primit în disperare codurile alea de la Google pe telefon. Deci, nu știu, cred că am primit undeva la 30-40 de coduri din alea și zic, mă, mi s-a părut mie ceva de ciudat, mi s-a părut mie ceva aiurea, zic, da, ok, dacă nu folosesc codurile alea, nu are ce să se întâmple, adică nu are ce să-mi facă. A doua zi dimineața, intru pe laptop, intru pe mail, am intrat pe mail și pe canalul ăla la YouTube n-am intrat, că n-aveam de ce, dar am intrat pe mail, am dat niște mail-uri, am rezolvat niște chestii. Și seara, undeva pe la 8, seara, vreau să trimit niște fotografii din calculator. Și eu, de regulă, când trimit fotografiile din calculator, le trimiteam pe mail, că e cea mai sigură variantă, astfel încât să nu-ți scadă calitatea pozelor. Și am vrut să-mi trimit în telefon în pozele alea. Și mi-a dat să-mi bag mail-ul și îmi zice că mail-ul tău, îmi spune trebuie să te autentifici, că a fost schimbată parola, zic, what? Mai dau o dată, încerc să mă autentific și se pare că da, mi-a tot arătat că parola mea a fost schimbată în urmă cu 7 ore. Zic, mă, să dea naiba, zic, dar eu am intrat de dimineață pe el, zic, și n-am schimbat parola, zic, care e chestia? Era undeva în jur de 8 spre 9 seara. Și începi. Și de atunci a început nebunia. Și mă uit, zic, păi, ce naiba se întâmplă? Când văd că nu mai am acces la mail, la contul de Google ăla, nu mai am acces la absolut nimic ce era legat de acel cont de Google. Aveam pe contul ăla de Google, aveam o pagină de Facebook pe care n-au intrat, pe aia n-au intrat, pe aia am șters-o eu.
aveau, deci nu mai pot să intru pentru că, din nefericire, să am fost suficient de inteligentă încât să am aia să fie, ăla să fie mailul meu principal. Și problema mea la ora actuală nu este că, cu canalul de YouTube în mod special, pentru că nu mai postam, după cum știți, pe el, deși îmi pare rău și de canalul ăla de YouTube, pentru că sunt niște ani pe care i-am băgat în muncă și sunt niște clipuri la care vreau să mă întorc acolo și cu care să mai relaționez așa, să vi le dau ca referință clipurile alea în cazul în care era nevoie, dar problema cea mare este acel mail, acel Gmail, practic, pentru că ăla era Gmail-ul meu principal pe care îl foloseam la, în contact cu diverse persoane, la furnizor, la electricitate, la gaze, la toate cele, la bancă, la aveam, peste tot aveam mail-ul ăla. Vă imaginați că în momentul în care mi-am dat seama că nu mai am control asupra mail-ului, m-au luat toate alea, m-a luat panica și m-au luat toate alea, pentru că, v-am zis, nu e doar YouTube-ul, ci e vorba că aveam toate chestiile astea pe el, inclusiv contul de afiliere, inclusiv banca, inclusiv cardurile, inclusiv multe, multe, multe lucruri din astea care nu țin neapărat de sfera asta de social media. Așa eram eu într-o perioadă, îmi plăcea mie să am totul la grămadă, să nu trebuiască să mă împrăștie în 15.000 de mail-uri și în 15.000 de părți, plus că adresa aia de mail pentru mine a constat mulți ani într-un fel de backup. Acolo aveam un fel de storage pentru foarte multe informații, cum ar fi, de exemplu, lucrarea mea de licență, lucrarea mea de dizertație sunt acolo pe... ce mai sunt? Mai sunt documente multe pe care le țineam acolo. De ce? Pentru că de-a lungul timpului, din facultate și până acum, s-a dovedit că dacă le țin acolo este mai sigur decât dacă le țin pe o chestie externă care se poate sparge, rupe, pierde și așa mai departe, știți? Și cumva asta mă omoară pe mine, faptul că în prezent nu am acces la acel cont de Gmail. Am trimis mail-uri la Google de nu mai știu de mine, nu știu pe unde n-am pus mail-uri și pe unde n-am trimis mail-uri. Le-am dat inclusiv un mesaj pe Twitter unde au binevoit să răspundă și să-mi spună: vrem să ne asigurăm că ai completat formularul ăla pe care l-avem. Da, l-am completat și la formularul ăla standard pe care mi-l pun ei la dispoziție, îmi spun că nu ne-ai dat suficiente informații să credem că ești tu. Adică nu avem suficiente informații ca să ne dăm seama că ești tu. Prin urmare, nu-ți putem recupera contul de Google. Cei care au spart contul de Google au schimbat și numărul de telefon. Nu mai este același număr de telefon acolo. Prin urmare, dacă e să trimită codul ăla... Nu mai primesc eu. Am încercat să recuperez adresa de e-mail printr-o altă adresă de Gmail. Nu se poate, pentru că, iarăși, nu li se pare că aș fi eu. Am dat un tweet și la cei de la YouTube să vedem ce o să reușesc cu ei. Ce vreau să zic prin toată povestea asta este să aveți mare grijă, pentru că dacă sunteți abonați la vechiul meu canal, puteți să vă dezabonați. Eu v-am zis de atunci, de când m-am mutat pe canalul ăsta, că vă puteți dezabona, dar cu pregădere acum, nu intrați pe niciun clip nou postat pe canalul ăla. Eu nu mai postez pe canalul ăla și vreau să vă fie foarte clar, nu intrați pe niciun clip. Nu știu dacă clipurile alea sunt virusate, nu știu dacă clipurile alea au au ceva atașat de ele, nu intrați pe niciunul din clipurile alea, vă rog frumos. De asemenea, tot ei, nu că mi-au spart contul de Facebook, că, culmea ironiei, contul de Facebook pe care aveam, pagina de Facebook era pe altă adresă de e-mail, o adresă de e-mail mai veche pe care nu au spart-o, dar au postat ceva pe pagina mea de Facebook. Eu n-am văzut, pentru că nu intru pe pagina de Facebook, și așa mi-a zis cineva că sunt postate clipuri noi pe canalul vechi de YouTube, că eu nu aveam nicio treabă, adică nu intrasem acolo să văd. Și mi-a zis cineva că sunt postate clipuri noi și așa am intrat și le-am văzut. Dar pe pagina de Facebook nu cred că au spart-o, adică nu am intrat să văd dacă au spart-o, nu cred că au spart-o, doar că a fost blocată de Facebook, contul ăla de Facebook a fost blocat de Facebook pentru că a fost postat ceva ce contravine politicilor.
Și iarăși asta vreau să vă spun, tot așa cu rugămintea sau cu titlul de avertisment, dacă vedeți ceva postat de pe pagina veche de Facebook, vă rog frumos să nu accesați, deci nu accesați nimic, nu intrați pe pagina aia, puteți să dați delete la pagina aia. Între timp mi-am făcut o altă pagină de Facebook, mi-am făcut un alt cont, de Facebook cu altă pagină de Facebook și dacă reușesc să reintru în posesia acelei pagini de Facebook, o voi șterge și contul ăla am să-l șterg pentru că nu știu ce a rămas pe el și nu știu ce rămâne pe el și oricum mi se pare că e deja așa, nu știu, murdărit de alții și nu o să mai postez. Dacă vreți să mă urmăriți pe Facebook, mi-am făcut o nouă pagină de Facebook și pe aceea vă las în descriere. La fel și Book Club-ul, că asta m-a enervat cel mai tare, că pe contul ăla de Facebook aveam Book Club-ul și din nefericire a trebuit să le sâcăi pe fete și să le răspund, știți, mutați-vă pe aici. În cazul în care sunteți în Book Club-ul meu înscrise și încă nu ați aflat de treaba asta, le-am mutat. Vă las link-ul nou de la Book Club și de la grupul mare și de la chat. Vă las linkurile de la ambele și vă rog să vă înscrieți în amândouă dacă ați fost în Book Club-ul meu. Dacă n-ați fost, puteți să vă înscrieți și dacă n-ați fost până acum în Book Club, nicio problemă. Dar ca idee, asta vreau să vă spun, că eu în prezent, nici până la ora actuală, au trecut deja multe zile de atunci și nici până la ora actuală n-am control asupra acelui cont de Google și asupra acelui canal de YouTube. Și orice ați vedea postat pe canalul ăla de YouTube, vă rog frumos să nu accesați. Vă rog frumos nu accesați nimic de pe pagina veche de Facebook, dați-i delete, ștergeți-o și dacă vreți să mă urmăriți pe Facebook, aveți pagina nouă de Facebook, este făcută cu un nou cont securizat. Acum Dumnezeu știe cât de sigur este. Pe lângă asta, ce credeți? Că erau să-mi spargă, era cât pe ci să-mi spargă și contul ăsta de Google, celălalt cont de Google pe care am canalul ăsta. A, da, la câteva zile mi s-a întâmplat și treaba asta. Noroc că de data asta m-am prins mai repede și m-am dus și mi-a schimbat parola. Cred că o să trebuiască să-mi schimb parola de acum din două în două zile, că se pare că așa funcționează. La fel, cred că au intrat și pe contul de Instagram, deși contul meu de Instagram nu era pe mailul ăla. Nu știu, dar s-a întâmplat ceva cu contul de Instagram, că la fel m-am trezit cu vreo 100 și ceva de urmăritori în plus, adică oameni pe care îi urmăream eu în plus. Și mi s-a părut destul de dubios, așa, și erau niște persoane din astea dubioase. Și la fel m-am dus, mi-am schimbat parola și acolo, m-am verificat lucrurile. Acum să sperăm că o să fie bine. Dar din păcate, da, n-am ce să fac. Tot încerc să recuperez contul ăla, tot încerc să recuperez canalul de YouTube. V-am zis, mă deranjează foarte tare că n-am Gmail-ul ăla pentru că era important. Acum trebuie să sun peste tot și să fac, intru prin toate aplicațiile posibile și imposibile, să schimb adresa de e-mail, dar asta este. Da, which is fun, very fun. Hristoase, ce s-a întâmplat? Mama, tu acolo ești? Udi este băgată în birou. Am niște rafturi aici la birou și acolo s-a băgat. M-am și speriat de ea. Ce vreau să vă zic că mi s-a mai părut interesant a fost că v-am zis că am primit mesajele alea de la Google cu codurile alea care erau în română. Le primisem în română. Era G minus, nu știu, un cod de 6 cifre și după aceea spune acesta este codul tău pentru a te autentifica sau pentru a verifica adresa ta de e-mail sau ceva de genul ăsta. În momentul în care contul meu de Google a fost spart, mesajele alea automat mi-au apărut în rusă sau ucraineană, ceva de genul ăsta, că sunt cu litere chirilice. Dar mi s-a părut foarte funny. Da, și contul ăla de Google iarăși era și în telefon, lucru care m-a făcut să-mi anulez cardurile, să-mi anulez tot. Da, amazing. N-am ce să zic, v-am zis. Este ceva divin. Așa, dar da, deocamdată suntem în aer din punctul ăsta de vedere. Important este să încerc să nu intrați voi pe astea, important este să reușesc să nu pierd măcar canalul ăsta de YouTube și mail-urile și toate cele. V-am zis, nu știu, știu de chestia asta, constant primesc mail-uri dubioase, adică constant am primit mail-uri dubioase care mi intră în spam direct și nici nu le deschid, adică nici măcar nu le deschid, dar îmi trebuie să accesez link-urile pe care mi le trimit, adică o minimă de protecție am și eu, știu să mă protejez cât de cât, dar aici când am instalat Windows-ul, nu știu ce s-a întâmplat,
Și dacă ați instalat vreodată un Windows, cred că știți că ai atât de multe chestii de accesat încât la un moment dat îi pierzi șirul și plus că eram super obosită că n-am mai făcut treaba asta de mult și n-am mai ținut cont să verific dacă site-urile alea sunt clone sau sunt, știți, e o muncă din asta de Sisif. Dar da, cam asta e. Deocamdată suntem așa. N-am contul ăla de Gmail, n-am mai adresa aia de mail, care era foarte importantă, n-am canalul de YouTube și cam asta este, adică cam asta a fost tot. Acum să vedem dacă reușesc să fac ceva cu YouTube-ul. Că ei mi-au dat mail și ei au fost singurii care s-au arătat dispuși, tot așa, dându-le mesaj pe Twitter, că da, din ce le-am trimis eu mail-uri și astea n-a reacționat nimeni nici până în ziua de astăzi, adică sunt zile întregi de atunci și nimeni n-a reacționat. Google-ul nici atât, v-am spus, deci n-au nicio treabă. Bănuiesc că dacă aveam peste 500.000 de abonați era o chestie, dar așa, având în vedere că sunt nimeni pe pământ, chiar nu are importanță ce... Ți-ai pierdut și tu un cont de Gmail. Da, uite că contul ăsta de Gmail era important, că era, aveam mail-ul ăla peste tot. So, yeah. Da, cam asta este. O să închidem așa vlogul și sperăm la vloguri mai optimiste și mai funny pe viitor. Contul nou de Facebook, pagina nouă de Facebook este în descriere. Aveți acolo link. Book Club-ul nou este în descriere. Dacă ați fost în Book Club și dacă dacă vreți să rămâneți, da? Pentru că, v-am zis, cu prima ocazie cu care pun mâna, reușesc, trece interdicția de la Facebook și cu prima ocazie cu care reușesc să intru pe pagina aia, o șterg. Cu pagina de Facebook, cu tot, cu cont, cu tot, șterg tot de acolo, pentru că nu mi se mai pare sigur și îl voi șterge. Și de-aia avem Book Club-ul nou și, da, cam asta este, da. Mulțumesc dacă v-ați uitat, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!